Președintele PSD Marcel Ciolacu îi cere demisia primarului Nicușor Dan după scandalul mizeriei din autobuzele STB. Liderul social-democrat spune că o demisie a edilului ar fi cel mai bun lucru pentru locuitorii Bucureștiului. Scandalul a început după ce Nicușor Dan a acuzat că ANPC este noua bâtă a PSD, prin care vrea să blocheze transportul în comun din capitală. ANPC a scos din circulație zeci de tramvaie și autobuze pe motiv că erau prea murdare și puneau în pericol sănătatea călătorilor. Este în mod evident un control politic, nu este mizerie, haideți. Adică este rezonabil. Este rezonabil. Eu merg cu transportul public. Curățenia este, se face, nu este la standardele pe care le vrem, pentru că asta ar necesita niște investiții pentru care în momentul ăsta nu avem bani, pe de o parte. Pe de altă parte, ne-am dorit să schimbăm linoleul din toate tramvaiele, da? Și din toate autobuzele, pentru că sunt unele unde lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat de 10-15 ani. Dar nu avem 40 de milioane de lei în momentul ăsta ca să-l schimbăm. Domnul Nicușor Dan este nemulțumit de conducerea de ANPC, spune că vrea să blocheze Bucureștiul, știm că au fost... Cel mai bine să-și dea demisia și scapă și bucureștenii și scapă și domnul Nicușor Dan de o tortură. De a-și duce la îndeplinire funcția de primar al Bucureștiului, depășit total de această funcție și de atribuțiile și de calitatea care nu vreau să intru în